m-am simțit mai rău decât m-am simțit vreodată. Atunci am știut că este clar ceva în ordine cu mine. Aveam malarie. Îți spune cu exactitate și procentul de paraziți în sânge. Pentru cei care se duc în Mikumi sau în celelalte safariuri, alea sunt muscațețe. Aceste analize pentru malarie nu se fac peste tot în România, dar sunt câteva centri. Malaria este o boală extrem de necunoscută în Europa, tocmai pentru că a fost eradicată cu zeci de ani în urmă, dar este extrem de important să cunoaștem această boală, mai ales dacă călătorim în zone tropicale sau poate chiar vrem să ne mutăm în aceste zone, și atunci este bine să fim informați și pregătiți ca să știm ce să facem în cazul în care poate ne infectăm sau poate avem prieteni care au simptome. Așa că în acest video de astăzi o am alături de mine pe Chantal Françoise, româncă, psihoterapeut, rezident în Tanzania, în Zanzibar de ceva vreme, care a trecut prin această experiență nu odată, ci de mai multe ori, și astăzi a fost de acord să ne povestească aventura, experiența și prin tot ce a trecut ea, să știm și noi cum să ne protejăm și cum să ne ferim. Bună, Chantal! Bună, Cosmina! Mă bucur că în sfârșit ne-am întâlnit, am tot încercat să ne întâlnim, da. Și că... Da, pentru că noi ne știm mai de mult, dar doar comunicăm pe mesaje că, uite, așa e în Zanzibar. Zanzibarul ne ocupă tot timpul, ca să spun așa. Exact. Și, în sfârșit, cu ocazia asta ne-am și întâlnit și ne vom mai întâlni, pentru că suntem și vecine. Suntem, da, un kilometru și un pic. Da, da. Spune-mi, da, cum ai ajuns tu în Zanzibar? De când ești aici? În Zanzibar, propriu zis, sunt de un an și un pic, însă în Tanzania sunt de aproape 7 ani. Oh, oh. Da, e genul. Deci, experiență foarte bogată. E adevărat. Da. Am venit prima dată în 2015 în Dar es Salaam, însă am stat foarte puțin atunci, am stat 3 săptămâni, m-am întors în România și am revenit în 2016. 8 ani. Da, 8 ani. Și am stat în Dar es Salaam 6 și jumătate și un an și jumătate în Zanzibar. Mm-hmm. Deci sunt de ce timp aici. Încă mai învăț limba swahili, ceea ce e... Pentru că am exersat-o destul de puțin. Da, și ești foarte dificil de învățat, că nu seamănă cu nimeni. Dacă nu vorbești cu nimeni și cu persoanele cu care comunic, în general, fie vorbesc în engleză, fie vorbesc în limba română, că... Atât de mulți români acum sunt aici. Da. Dar, da. Spune-mi, ce faci tu aici în Zanzibar? Faci voluntariat? Aici, sau? Voluntariat, deocamdată nu, cu toate că am luat legătura cu câteva organizații. Este chiar în cadrul grădiniței Almei, este o organizație tare interesantă, unde mai mult ca sigur aș vrea să fac pe viitor voluntariat. Vorba de copii cu dizabilități fizice și mentale. E grădinița unde sunt... E un melanj de copii. Și mare parte din copii sunt cu dizabilități. Și e extraordinar. E extraordinar că... copiii care sunt, să spunem cu ghilimelele de rigoare, sunt sănătoși, sunt împreună cu copiii cu dizabilități și învață atât de multe lucruri unii de la ceilalți. Chiar am un material la o școală de aici, la școala noastră din Giambiani, și am văzut că aici copiii sunt integrați foarte natural, nu se face nicio diferență. Lucru care ar trebui promovat foarte mult și care ar trebui luat ca și exemplu de extrem de multe alte națiuni. Și cunoaștem foarte bine cum sunt alte țări. Sistemul european. Da. Uite, dacă sunteți interesați și de subiectul ăsta, poate cine știe când își mai face Chantal timp. Cu siguranță. Ne poate povesti. Mi-ar plăcea tare mult. Și colaborez cu o clinică de aici, o clinică privată, cei de la Urban Care, care au un birou și au o clinică mică și în Giambiani, însă sediul principal este în Fumba. Uh-huh. Și adițional mai fac terapie online.
Și tu ești aici cu soțul și copilul. Și copilul, da, copilul de 2 ani și 8 luni în curând. O Mulți fetiță, înainte! mulțumesc tare mult, mulțumesc tare mult. Chiar a venit cu ea aici, la Da, Inghil, dar este pe e aici pe jos, se joacă pe undeva. plajă. Este pe Ne aici așteaptă undeva. să terminăm repede, repede, că e dor de mami, că mami a călătorit, Am cum călătorit și v-am spus, da, pe Instagram, o așteptăm de 2 săptămâni să vină să ne povestească. Spune-mi cum a fost cu malaria, cu cum... malaria. Eu prima dată am auzit de malarie. Tatăl meu locuia în Burundi, tatăl meu este burundi. Sunt româncă, sunt moldoveancă, deși dacă te uiți la mine chiar nu-i spune. Sunt născută și crescută în Galați. Tata este din Burundi, a fost din Burundi, nu mai este printre noi. Și familia lui din Burundi, păstram legătura destul de des. În Burundi m-am dus foarte târziu din cauza conflictelor groaznice care s-au întâmplat acolo, genocidul și toate nebunile, este un cu totul alt subiect. Și am auzit prima dată de la tata, unul dintre frații mei vitregi, care avea pe atunci în jur de 10 ani, făcuse malarie. Și mi s-a părut atunci o chestie groaznică, pentru că, într-adevăr, aveam foarte puține informații legate de malaria și credeam că este boala aia pe care dacă o iei, Mol. aia este, da. Mol. Și am fost tare speriată și am venit cu trauma asta, am venit aici în Tanzania, știind clar că malaria, dacă o iei, e foarte greu să te vindeci, e foarte greu să o suporți ca și european, pentru că sistemul nostru imunitar nu are toate, nu are anticorpii să lupte cu acest parazit. Și în 2016 răcisem destul de urât, pe undeva pe la începutul lui aprilie. Răceala care durase deja de 2 săptămâni și un pic, a fost atunci și Paștele nostru, Paștele Ortodox în perioada aia. Mă simțeam rău, dar totuși am ieșit cu niște prieteni, am ieșit în oraș, niște prieteni tanzanieni, să le spunem cam cum este la noi cu Paștele, că Da. e sărbătoare importantă, în fine. Când am ajuns acasă, asta se întâmpla într-o sâmbătă, când am ajuns acasă, duminică dimineață, m-am simțit mai rău decât m-am simțit vreodată. O stare de neputință fizică. Mi-a fost Sfârșeală, greu, așa. da, mi-a fost greu să mă dau jos din pat, efectiv, mi-a fost greu să mă dau jos din pat. Urma în ziua aceea să mergem la o petrecere de logodna unor prieteni. Trebuia să plecăm în jur de ora 1. Din pat m-am așezat pe canapea și au început să mă doară foarte tare ochii, sensibilitate extremă la lumină. Am tras draperiile și cu toate astea, un firicel de lumină dacă intra. Mă durau foarte tare ochii și de pe canapea n-am putut efectiv să mă mai ridic. Atunci am știut că este clar ceva în ordine cu mine. Nu credeam că este malarie. Făcusem niște teste de malarie în momentul în care, după prima săptămână de răceală, la mine răceala e 5-6 zile și se duce. După prima săptămână de răceală, când am văzut că totuși mă simt din ce în ce mai rău, am făcut și testul de malarie. Atunci n-a apărut malaria. La o săptămână și jumătate diferență. Atunci când am fost Când erai foarte rău, foarte, foarte, deja. foarte rău și niște simptome care pentru mine erau extrem de alarmante, nu le avusesem niciodată în viața mea. Și atunci, nu știu cum a reușit Jim să mă ducă jos la mașină, ne-am dus la clinică. Mi-a făcut din nou testul și atunci a ieșit foarte clar că aveam malarie. Un număr aici, în momentul în care îți faci analizele de... îți faci testul, care e foarte simplu, te înțeapă în deget, pui pe o lamelă și în 10-15 minute ai deja rezultatul. În momentul în care îți dă rezultatul, în cele mai multe clinici, îți spune cu exactitate și procentul de paraziți în sânge. Pentru că, știu că a explicat și doamna asistentă, Iana, dar din momentul în care ești pișcat, țânțarul e țânțar, doar țânțarul anopheles și doar femela țânțar da. anopheles îți... dacă a pișcat pe altcineva, bolnav și, în fine, în momentul în care te pișcă, organismul la unicelular se duce direct în ficat, din momentul în care ai fost pișcat. Și perioada de incubație, în funcție de sistemul imunitar al oamenilor, este între
10-2 săptămâni și jumătate, cam așa. În momentul în care s-au multiplicat suficient de mult și sunt suficient de puternici, apar in the blood, în sânge. Se împrăște în organism. Exact. Și abia atunci pot apărea la analize. În perioada asta, cât sunt înficat, creează niște simptome. Dar n-ai de unde să știi că ai malarie. Mm-hmm. Dacă te duci și îți faci analizele, te simți rău, nu știi ce e cu tine, ți-ai făcut analizele, n-ai malarie. Și la a doua zi, dacă te-ai dus și ți-ai făcut analizele, apare pozitiv. Apare, exact. Da. La mine atunci nu a fost un număr foarte mare de, ca și procentaj, a fost undeva la 35%. Mm-hmm. 3500 de paraziți pe miligram de sânge, da. Ceva de genul acesta. Mi-au dat, n-am rămas în spital, în clinică, mi-au dat tratament, 3 pastile, de 3 ori pe zi, timp de 3 zile. În general, cam ăsta a fost tratamentul pe care eu l-am urmat și în celelalte test, că n-a fost singura dată în care am făcut malarii. Din momentul în care eu am început să iau medicația, în prima zi, au apărut simptome mai puternice. Simptomul care pe mine m-a scos complet din peisaj au fost niște dureri groaznice de urechi. Groaznice. Ca și simptom comun, frisoane. O secundă ți este cald, în secunda următoare tremuri de frig. Și transpiri, schimbi cerceafuri peste cerceafuri peste cerceafuri. Și sensibilitatea la lumină a fost pe toată perioada tratamentului și pro 4-5 zile după ce am terminat tratamentul. Însă în astea 3 zile în care am luat tratamentul au fost cel mai greu. Simptomele au fost cel mai mult amplificate. Acum, fiind și prima dată organismul, pentru organism fiind un parazitul ăsta, fiind complet nou, nu a știut cum să lupte, nu am avut anticorpi dezvoltați pentru și a fost senzația aia că în secunda a doua simți că nu o să mai, că nu mai. Ți-e greu să mergi, ți-e greu să, dureri musculare, dureri de cap, durerile de urechi care au fost absolut groaznice. Febră, să știi că la mine febra n-a fost foarte, nu febra a fost cea care m-a făcut să mă duc să-mi fac din nou testul de malarie. Faptul că eu sensibilitatea la lumină și n-am putut să mă mai dau jos din pat. Eu n-am avut niciodată febră foarte mare. Diferă atât de mult simptomele de la persoană la persoană. Sunt persoane care fac febră foarte mare, însă eu n-am făcut niciodată febră. Undeva pe la un 38 și un pic. Dar nimic care să sară de temperatura asta. De mâncat nu prea poți să mănânci pentru că nu. Dorm foarte puțin din cauza durerilor. Sunt durerile aia pe care spui, ok, mă așez în pat, tremuri sau țecal, trebuie să schimbi cerceafurile, tremuri, țecal. Nu poți să te odihnești pentru că te dor toate, însă durerea de cap și durerea de urechi este groaznică. După ce am făcut acest tratament 3 zile, 3, am repetat analizele, în sânge nu mai aveam niciun parazit. După doar 3 zile, a 4-a zi m-am dus să-mi fac analizele, n-am avut niciun parazit în sânge, însă simptomele de rău și de... Mi-am revenit complet, cred că după 2 săptămâni, complet. După 5 zile s-a ameliorase majoritatea simptomelor, însă eram în continuare slăbită. Eu făceam destul de multă mișcare. Aveam în locația unde stăteam, era la etaj sală și mergeam aproape în fiecare zi la sală. N-am putut decât după 2 săptămâni să-mi reiau oarecum încet programul vizual. Da. Eu, înainte de aprilie, fusesem pentru prima dată, nu, pentru a doua oară, fusesem în Zanzibar pro 4 zile și mai pusesem și în Mafia câteva Mafia zile. Mafia Island. Da. În niciuna din locațiile astea eu nu m-am luat... De obicei mă dădeam cu anti-repellent, dar de data asta nu m-am luat. Eu cred că într-una din locațiile astea s-a întâmplat să
să iau, să fiu pișcată de... Să mă muște țânțarul Anofelisa. Da. Doamna Anofelis. Mi-am revenit complet. N-am avut, după alea 2 săptămâni și un pic, hai să spunem 3 săptămâni până când a revenit Chantal, aia pe care era de dinainte. Viața a decurs absolut normal. Am încercat să fiu foarte atentă. Însă, în anul următor, în 2017, în mai, a făcut gym pentru prima dată, a făcut malaria. La el și lucrând foarte mult, nu n-a stat să-și analizeze fiecare simptom al corpului. Lucra extrem de mult, dormea așa câteodată și ajunsese, în momentul în care am fost să-și facă analizele, avea aproape dublu numărul de paraziți pe care eu l-am avut prima dată când eram, nu puteam să mă dau jos din... Da, și el a mers pe picioare, a fost ok. Și la el la fel, în momentul în care a început să ia medicația, la el medicația a fost un pic mai complexă, nici el nu a fost spitalizat. La el medicația a fost un pic mai complexă, au fost injecții. De asta fac o mică paranteză, de asta e tare bine în momentul, nu tare bine, e indicat, complet indicat că atunci când aveți rezultatul, când sunteți pozitiv, să știți cu exactitate numărul de paraziți. În funcție de asta, ți se dă medicația propice. Medicația pentru paraziții de malarie e destul de puternică, bombardează organismul destul de ficat, în special este cel mai afectat. Și dacă ai un număr sub 45%, ți se dau pastile. Dacă este peste 45%, injecții. Injecțiile sunt foarte puternice și nu are sens să faci injecții dacă numărul de paraziți este mai mic decât... Da. Îți supui organismul unui stres de care n-are nevoie, are nevoie de tot ajutorul pe care îl poți acorda. Hidratarea este cea mai importantă, apropo, este cea mai importantă, pentru că eu n-am vomitat, însă transpir excesiv. Da, în mai a făcut gym, la gym tratamentul a fost de 4 zile, injecții, dacă nu mă înșel, de 3 ori pe zi. Da, de 3 ori pe zi, doar că la el a fost timp de 4 zile. Și la el simptomele s-au amplificat în momentul în care a început să ia medicația. El n-a resimțit simptomele atât de puternic precum le-am resimțit eu. A stat în pat, aceleași prisoane, aceleași ceafuri care trebuiau schimbate constant, aceeași neputință de nimic. Însă la el a fost mult mai vioi, a trecut mult mai ușor peste malarie și mult mai repede. Lui a trebuit o săptămână după ce a încheiat tratamentul să revină la normal. El a făcut în mai, în iunie, în același an, în perioada aia, câteva zile de naștere, am ieșit seara, am dansat într-un loc, nu m-am mai dat, în momentul în care ieșeam din casă, mă dădeam cu anti-repellent. Da, transpir foarte mult, este o umiditate foarte mare. Și n-am fost atentă să mă dau după fiecare... După ce am transpirat, ok, haide să reaplic. N-am făcut chestia asta. Mai iunie este începutul sezonului uscat, sfârșitul sezonului ploios. Numărul de țânțari este un pic mai mare. Aprilie, mai, iunie, e în continuare un pic mai mare. Și prin iunie plecam de la clinică, de la spital, lucram la un spital în Barcelona. Plecam de la spital și brusc m-a durut capul. Pe mine, în general, nu mă doare capul. Și prima dată n-a fost o durere care să mă facă să mă duc să-mi fac testul. O durere stânjenitoare și cam atât. Și mi-am găsit tot felul de explicații. Dimineața alergasem și era un pic soare și fi fost de la soare. Spre seară însă s-au amplificat foarte tare durerile de cap. Foarte tare. Și atunci am știut clar că este vorba de malarie din nou. M-am dus, mi-am făcut testul. De data asta aveam un pic mai mult
Însă ce a fost diferit de data aceasta, în momentul în care ești pișcat, sunt trei tipuri de paraziți de malarie. Un țânțar poate să ți-i transmită pe toți trei, poate să-ți transmită unul sau în momentul în care ți-i transmite pe toți cei trei, este foarte periculos pentru că unul dintre ei este cel care se duce imediat la creier. Ăla este locul lui preferat. Restul rămân la organele interne. Eu prima dată am avut doi. A doua oară tot două tipuri de... Nu i-am avut pe toți trei. Durerea de cap a fost, pe urmă, ca și simptom, mă doare capul, clar, am malarie. Mi-am făcut analizele, aveam 40-45 la 100, de data asta era un pic mai mult. Tot medicație, tot medicamentos, m-am tratat, doar că au fost niște pastile un pic mai puternice decât cele pe care le-am luat prima dată. Senzația de rău a început dinainte să mă duc să-mi fac analizele, durerea de cap și senzația aia cumplită de rău. După analize și imediat luat medicație, noaptea aia a fost fruntă. Ca și cum te-a călcat un camion și te calcă în fiecare secundă. Te doare orice bucățică. Ți-e greu să te întorci de pe o parte pe alta, tremuri. Tremuri fizic, ți-e frig de nu mai poți. Și în secunda următoare simți că vrei să arunci tot de pe tine. La mine, ca și simptom care a continuat de fiecare dată când am avut malarie, au fost durerea de cap și sensibilitatea la lumină, sensibilitatea extremă la lumină. Plus frisoanele care sunt comune tuturor. La fel, la mine febra nu a fost ridicată, poate a fost mai scăzută decât cea de prima dată. Frisoane, apă peste tot, dureri de cap. Pe data aceasta, pentru că între timp mă documentasem foarte bine ce trebuie să... tipul de alimente pe care trebuie să te forțezi să-l mănânci, ce fel de lichide, cât, ce trebuie să pui acolo pentru ca electroliții să fie suficient, să organismul să aibă cât de cât un ajutor, pentru că nu este suficient să bei apă. Apă pe mine m-a ajutat și din cât am citit, apa de nucă de cocos. Da. Gingerul este foarte bun și este și... fructul de custard, ce ți-e pos, nu știu, graviola este cel mai indicat fruct, pentru că are în componența sa tot ce-i trebuie organismului să lupte împotriva acestor paraziți. Care fruct se găsește în locațiile astea? Da. Bun. Oriunde e o boală, există categoric și un remediu, clar. Și de data asta am încercat să aplic tot ce citisem, am încercat să aplic practic. Nu pot să spun că mi-a fost mai ușor, însă, spre deosebire de prima dată, nici în momentul în care diagnosticul a fost malarie, toate că, ok, știam că o să trec peste, și psihic nu a fost foarte ok, pentru că mi era teamă groaznic de... malarie, Dumnezeule, este sfârșitul. Neavând informații suficiente, rămânând la informațiile minime pe care mi le luasem în momentul în care am ajuns aici, să știu, ok, dacă ți se întâmplă asta, e asta. Însă, când am trăit-o și când am văzut cât de rău mi-a fost, știind că au fost cazuri suficiente de decese și se întâmplă din păcate să fie o boală letală, dacă nu o vindeci, paraziții se multiplică atât de mult încât atacă tot. Este genul de boală care lasă că trece. Că luptă organismul cu ea. Nu are cum să lupte organismul cu ea. E vorba de niște paraziți care se multiplică atât de mult încât inundă tot ce înseamnă organ intern principal. Și creier, chiar dacă ești pișcat doar de doi, dacă a terminat
ce avea de mâncat pe interior, dacă a atacat tot ce înseamnă organ intern, se duce la creier. Mm. Și e boală letală clar, dacă nu este tratată. Sau dacă nu este tratată cum trebuie. Dacă iei pastile când tu trebuie să iei injecții și viceversa, e tare important să folosești medicația potrivită. Și în momentul în care ai simptome, și simptomele sunt acolo, sunt, e rău ăla care n-a mai fost, nu există grad de comparație, nu poți să spui am o răceală mai urâtă, nu există, e totul trage semnale de alarmă. Și dacă iei medicația, scapi și ești sănătos pe urmă și nu rămân deloc sechele. Mai fac o mică paranteză, mai sunt, pentru că e vorba de un organism unicelular, mai sunt câteodată în stare latentă. Medicația nu omoară tot. La analize ți apare că nu mai e absolut nimic, însă în stare latentă mai rămâne câte un ou mic, pe care îl poți observa doar dacă faci biopsie sau ceva de genul ăsta. La ficat, exact. Iar atunci când organismul este extraordinar de slăbit, când sistemul imunitar e la pământ, se reactivează nena de acolo și este foarte ușor să se multiplice, pentru că organismul nu are cum să lupte prea. Și se poate întâmpla să fii pișcat, să fii luat medicație, să fii plecat și peste 3 ani, peste 5 ani. Sunt cazuri și de 10 ani în care din starea latentă reveni și persoana respectivă, nemai vizitând niciun fel de zonă tropicală, în țările europene și în afara Africii în special, astfel de analize nu sunt primele analize pe care le faci, că nu te gândești, mă duc să-mi fac analize de malarie. Însă aici, primul lucru pe care îl faci este malaria. Sunt analizele de malarie pentru că e o boală care încă mai există. Vin din Comoros și acolo sunt mai pe peste tot anunțuri cu în legătură cu malaria. Mm-hmm. Acolo e extraordinar de comun, extraordinar de normal. Da, Comore e o altă insulă din Africa, un pic mai subdezvoltată. În general, în țările mai africane mai subdezvoltate, pentru că guvernul nu are resurse să lupte, să stropească cu spray-uri antițânțari. Da, există mai frecvent infectări. Există la ordinea zilei. Da. A doua oară pentru că am putut să manageriez un pic mai bine și psihic tot ce mi se întâmpla, mi s-a părut că am trecut un pic mai ușor peste. Poate și pentru că era un teren cunoscut deja. Cu siguranță organismul deja dezvoltase și anticorpi și n-a mai fost o noutate completă și însă mi-a fost foarte, foarte, foarte rău. N-au mai fost durerile de urechi din fericire, însă au fost durerile de cap și frisoanele și sensibilitatea la lumină care te ține în casă, n-ai cum să ieși, chiar dacă vrei, chiar dacă n-ai cum. Și i-am dat organismului și lucrurile de alimentația corectă de data aceasta. A treia oară. A doua oară a fost partea de ca și copilul de mijloc, revenind la psihologie, ca și copilul de mijloc nici nu se pune. Glumesc. Al treilea copil. Așa. La mezin să ajungem. A treia oară, între a doua oară a mea și a treia oară a mea, a făcut concomitent malarie. Avea, la el de obicei este cât am eu, la el e dublu. Dacă eu am avut, n-a avut 90, pentru că la 90 este, ajunge aproape în comă. Da. Am prietena, fosta mea colegă care a murit acum două săptămâni, a murit de malarie, pentru că ea nu s-a dus să-și facă testul. Femeie care stătea aici de 12 ani era foarte familiarizată cu simptomele, a avut malarie de câteva ori, însă
Mi-este greu să-mi explic ce s-a întâmplat, de nu s-a dus să-și facă testul. În momentul în care a ajuns la spital, avea 91%. Ficatul și creierul erau atacate. Singurul care a mai rezistat încă o zi a fost plămânii. A fost plămânii care au cedat a doua zi. Din păcate, nu mai este. Deci este o boală mortală. Dacă nu te duci să-ți faci tratamentul, este boală mortală. Revenind la a treia ta. Între a treia, a doua și a treia, Jim a făcut, a făcut concomitent malarie și dengue fever, care este tot o boală tropicală, transmisă tot de țânțar, doar că este o boală virală și este transmisă de țânțarii. Țânțarii aceia sunt doar în timpul zilei. În zonele cu multă verdeață, la el la birou era foarte multă verdeață, de obicei nu se ziua, seara și mai punea câteodată. Și, și țânțarii aceia sunt foarte distinctivi, sunt un pic tărcați. Cu alb și, cu alb și negru. Negru. Exact, exact. Aceia sunt țânțarii care transmit dengue fever. Dar nu toți. Sau... Nu, doar cei infectați, absolut, cei infectați, și infectarea se face fix cum se face și la malarie. O persoană pișcată, infectată, țânțarul ăla, dacă pișcă pe altcineva, transmite boală. La el a fost singura dată când a fost spitalizat timp de 6 ore, s-au făcut perfuzii. La el tot așa, în picioare, nu foarte vesel, i-a fost foarte rău. Ne-am dus să-și facă analizele, avea malarie foarte mult, avea în jur de 70 un pic, e mult, mult. Da. Și concomitent avea și această dengue fever. La fel, lui au fost administrate, eu i-am făcut injecții, a fost o plăcere extraordinară. Injecții și ibuprofen pentru dengue fever, pentru că nu există medicație pentru dengue fever. Și pentru malarie și pentru dengue nu există vaccin. Da. Se lucrează la un vaccin acum, însă până când va fi disponibil și în zonele acestea, cred că va mai dura câțiva ani. Știu că sunt foarte multe persoane care întreabă dacă ți-ai făcut vaccinul de malarie. Nu există vaccin de malarie, n-ai cum să te vaccinezi. Da, există malarie. Chimioprofilaxie, nu? Da, da, însă de cele mai multe ori, eu, de exemplu, în momentele în care mă duceam la tata, pentru că în Burundi, pentru că stăteam perioade scurte, datorită conflictelor minunate de acolo, n-am stat niciodată mai mult de o lună și jumătate, de când mă duceam până când plecam, luam în fiecare zi pastile, câte o pastilă, în funcție de brand și de cantitatea de substanță activă, iei una sau două. Și am luat, într-adevăr, am luat cât am stat acolo. Când am venit aici, am spus că e crimă să iau ani pastile, când poate nu se întâmplă, mă dau și o să fiu atentă, uite că cu toată atenția mi s-a întâmplat. A treia oară, în mai 2020, în sfârșitul lui aprilie 2020, alergasem dimineață foarte mult, am ajuns acasă, am făcut un duș și în momentul în care am ieșit din duș, nu mi s-ar fi... totul era în ceață, absolut totul era în ceață și brusc acea durere inconfundabilă. De data asta n-a mai fost așa o durere mică la început și apoi durerea. Nu, a fost o durere atât de debilitantă de cap. Tot capul. Simțeam că mi-explodează. Am știut. Atunci am și vărsat pentru prima dată. M-a dus Jim la spital. Am avut malarie. De data asta am avut pe toți cei trei paraziți. Cea de-a treia dată pentru mine a fost cea mai dificilă dintre toate. Am suportat-o cel mai greu. Medicație tot, pastile, aceleași frisoane, aceeași baltă. Însă ca și chestie distinctivă, de data aceasta, orice mâncam,
Da, orice asta a fost și asta m-a făcut să trec mult mai greu peste boală, pentru că oricum organismul era slăbit, deshidratat și îl ajutam și eu să se deshidrateze și mai mult. Tot tratamentul l-am făcut singură acasă, însă tratament dat de medic în funcție de numărul de paraziți, luat cu sfințenie așa cum a trebuit. În toți acești ani devenisem expertă în malarie, având-o de atâta ori. Jim având și el de două ori, deja știam cam ce, cum, în ce fel. Însă, duritatea simptomelor în cea de-a treia dată m-a speriat un pic și știind că este și acel parazit care se duce direct la creier. Însă, după acele... Ca de obicei, după începerea tratamentului, mi-a fost și mai rău, însă de data asta mi-a fost foarte rău de la început, brusc. Venisem de la alergat, am intrat în casă cu un tonus foarte, foarte bun. Când am ieșit din duș, a fost atât. Brusc și dureri groaznice. Și aceeași mureșeală, de asta spun... Când ai malarie, nu ai cum să o confunzi nici cu răceală, nici cu gripă, nici cu COVID, n-are legătură. E un rău general și sunt acele simptome pe care nu le-ai mai avut niciodată. În special pentru cei care n-au făcut niciodată, iar organismul nu are anticorpi. La mine, eu m-am vindecat complet. În mai eram, reluasem jogging-ul și în septembrie am rămas însărcinată. După a treia oară, o foarte nasoală de malarie, da. Dar nu se lua ca și metodă de a rămâne însărcinată. Nu, clar nu. Dar vreau să subliniez cu asta că dacă iei tratamentul potrivit, scap complet de boală și îți reiei viața fără niciun fel de sechelă și catul meu funcționează cum trebuie. Fac sport, n-am absolut nicio urmă care să, așa cum credeam eu, că lasă urme, că nu-ți mai revii, că... Deci este o boală care se vindecă. După ce am născut-o pe Alma, în prima vizită pe care eu am făcut-o la pediatrul ei, a fost să-l întreb dacă cumva copilul meu se îmbolnăvește, este pișcat. Și medicul mi-a spus că pacientul cel mai tânăr pe care l-a avut, a avut 2 luni infectat cu acest parazit, care s-a vindecat. Așadar, și pentru copii, în momentul în care sunt familii care vin cu copii, este bine înainte să fie împăcați complet și să plece, știi, liniștiți, să întrebe un medic, dar nu un medic din România, un medic de aici, pentru că în România este în continuare considerat o boală tropicală, iar cunoștințele, nefiind o boală cu care un medic se confruntă zilnic, e ce știe din cărți. Medicii de aici e ce știu de din cazuri, experiența cazuri efectivă, da. Exact. Medicația pentru împotriva malariei este cel mai bine să o luați de aici, pentru că este medicația potrivită, sunt în dozele potrivite și este mult mai ieftină. În același timp, și pentru copii, vorbiți cu un medic de aici, un medic pediatru, să vă recomande medicație să luați acasă în cazul în care se va putea întâmpla să apară simptome. Știu că în România e caz de carantină și tratament cu chinină sau ceva de genul acesta. Și este de durată și la izolare și e o întreagă nebunie. Când tratamentul pe care eu l-am urmat, fiind o străină care se infectează prima dată cu malarie, au fost acele pastile, atâta tot. Și la fel este... Cu siguranță și pentru copii, un medic pediatru vă poate spune mult mai bine despre ce medicație să administrați copiilor. Dacă veniți aici, ca și măsură de precauție, așa cum dacă vă duceți în Laponia, vă luați o haină mai groasă,
Aici că au ca și măsură de precauție, pe lângă spray-ul de țânțari care trebuie să fie în permanență cu voi, însă se poate întâmpla, este umiditate ridicată, transpirați, e acea porticică care rămâne descoperită. Când plecați acasă, înainte să plecați, vorbiți cu un medic sau vorbiți cu un farmacist să vă recomande medicație împotriva malariei pentru voi, pentru copil, pentru și se găsesc și teste rapide pe care le puteți lua de la farmacie. Unde pur și simplu vă înțepați pe deget și puneți degetul pe o lamelă și vedeți rezultatul. Nu uitați că din momentul în care sunteți pișcați până când apare în sânge, durează în funcție de sistemul imunitar al fiecăruia. De asta, dacă v-ați făcut analize și v-a ieșit negativ, să nu o luați de bună, le mai repetați dacă starea de rău. Asta dacă aveți simptome. Dacă aveți, evident, dacă aveți simptome. Și cam asta e. Dacă urmezi tratamentul potrivit, ideal ar fi să nu ți se întâmple. Dar dacă ți se întâmple, e o boală care poate fi vindecată complet sau poate să fie o boală care este letală, din păcate. În continuare este dacă letală. E ignorată și nu se intervine dacă la nu timp. Se intervine la timp. Și cu medicația corectă. Exact, exact, exact. Ca și cuvânt de încheiere pentru cei care se duc în Mikumi sau în celelalte safariuri. În timpul zilei, în timpul nopții, evident, este pericolul țânțarilor. Însă, în timpul zilei, pentru cei care au fost, ați văzut peste tot niște musculițe cam așa. Alea sunt muscațețe. Cred că s-au auzit tot felul de... Da, muscațețe. Și pentru aia e foarte bine când vă duceți în safari să aveți anti-repellent. Și aia dacă vă mușcă și bine și vă transmite. Sunt niște simptome tot groaznice. Niște parazis, nu? Da, uh-huh. da, doar că provoacă niște semi-paralizii și e un pic mai complicat. E popular cunoscută, îți transmite boala somnului. Uh-huh. Așadar, safari, chiar dacă este zi, acolo e literă de lege, dar chiar dacă vă duceți în timpul zilei să folosiți anti-repellent, sunt muștele alea peste tot și important este să veniți să aveți o vacanță minunată și să vă întoarceți sănătoși. Nu să veniți să aveți o vacanță minunată și apoi să aveți tot felul de minunății acasă. Cu minime măsuri de precauție, totul poate să fie absolut ok. Și ca măsură de siguranță extremă, luați niște medicație cu voi. E foarte eficient. Cum este în România, sau cum era, am înțeles că și acolo prețurile sunt, cum era în România aspirina, ceva de genul acesta. Așa, adică, se vinde aici. Așa se vinde aici tratamentul, da, exact, exact, exact. Deci dacă vin să meargă aici la o farmacie, să-și aloce un pic de timp în perioada vacanței, exact. Să întrebe la o farmacie din zona din care se află și să-și ia și test rapid, și unul test sau rapid. Mai multe, că mm-hmm. se pare că trebuie făcut de mai multe ori, dacă ai simptome, și să întrebe ce tratament se recomandă și să-și ia un kit exact. De tratament exact. Pentru fiecare membru al familiei. Dar asta nu înseamnă că trebuie să vă tratați singuri dacă apar simptome când sunteți acasă. Mergeți la medic. La medic și faceți testare exact. Suplimentară exact. Și dacă exact. Se descoperă că aveți, arătați pastilele pe care le aveți la exact. Medicul din exact. România. Exact, exact. Știu că în România sunt câteva centre, știu că nu se fac aceste analize pentru malarie, nu se fac peste tot în România, dar sunt câteva centre. E Bucureștiul. Și mai este ceva prin nord. Este posibil să fie și prin centru. E important de știut dacă sunteți pozitivi, să știți unde să vă duceți exact pentru a vă face analizele de malarie. Dacă vă duceți la un spital județean din Pârlat, e posibil să nu mai știe ce au de făcut. Exact, da. exact. Și să o luați foarte în serios, pentru că
E o boală serioasă dacă nu este tratată. Da, adică dacă în zona respectivă din România nu este mai bine, nu știu, luați un bilet sau urcați-vă mașină, mergeți la București, la Babeș, la Infecțioase, unde s-au mai întâlnit cu cazuri de genul ăsta. Da, 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 da. Și mergeți și faceți-vă acolo că este tratabilă, e vindecabilă complet și e păcat să... Sunt exemplu. Da, are și copil după și 3 infectări, copilul sănătos. Copil sănătos și da. Zglobiu și popeste tot. Da, mulțumim, Chantal. Cu mare drag. Data viitoare putem să vorbim și despre lucruri mult mai pozitive, cu toate că și acesta e un subiect. Da, și ăsta e un subiect pozitiv, bun, informativ, tocmai ca să avem o vacanță liniștită, despre asta să nu da. Avem probleme, să știm să le evităm, să nu ne panicăm, pentru că cu cât știm mai multe, cu atâta știm exact. Să acționăm exact. Relaxați exact. Și cu armele care sunt potrivite. Exact. Și da, poate ne vedem și, cum ai spus, cu alte subiecte. Cu mare drag. Sper că v-am putut ajuta. Mulțumim că ne-ați urmărit. Dați-ne un like, abonați-vă la canal dacă nu ați făcut-o până acum, pentru că aveți foarte multe informații utile despre Zanzibar și zone tropicale și share-uiți acest material către cât mai mulți călători în zone tropicale ca să știe ce au de făcut și să fie informați. V-am pupat de aici din Zanzibar și ne vedem data viitoare. La revedere!